Culiță Sterpa, vizitata și Amanetului din Sibiu, a pus ochii pe un televizor. Casa de Amanet Liquid Money a și Amanetului a devenit cunoscută printre vedetele autohtone. Dacă Liviu Vârciu deja este familiarizat cu serviciile oferite de a și Amanetului și Oana Radu aproape și-a amanetat ceasul, a venit și rândul lui Culiță Sterp să treacă pragul magazinului de pe strada Șoseaua Alba Iulia, NR67. Culiță Sterp s-a arătat impresionat de sutele de obiecte care pot fi cumpărate, de serviciile diverse, dar și de atmosfera prietenoasă de la cea mai cunoscută casă de amanet din Sibiu. Puteți să veniți să cumpărați, să vindeți, să dați în consignație, să faceți absolut orice vreți cu orice lucru de care vreți să vă scăpați. Domnii le evaluează, spun cât ar costa, dacă vreți să-l vindeți pe loc sau să faceți un schimb și să luați ce vreți voi din magazin. Este un proiect unic în țară, ceea ce fac așiamentului de pe historii, asta fac și cei de la Sibiu, spune artistul. Cântărețul a negociat cu Ași și a rămas uimit de prețurile reduse la care poți achiziționa unele obiecte. Bineînțeles, și mașina de epocă din fața magazinului i-a făcut cu ochiul artistului. Nu uitați să vă abonați la canal! Vă mulțumim pentru vizionare!